Bună dimineața, bine ne revedem la o nouă conferință de presă după o săptămână anterioară care a fost destul de plină în evenimente. Evenimente care cred că au adus un plus de valoare orașului nostru. Pe lângă întâlnirea pe care am avut-o cu românii care lucrează în străinătate și pe care o consider o întâlnire reușită, le-am adus la cunoștința acestora soluții de finanțare dacă doresc să se reîntoarcă în România, în Roman. De asemenea, prin programul Repatriot, la care Primăria Roman a aderat începând din acest an, le vom pune la dispoziție prin intermediul unui birou din cadrul primăriei toate informațiile de care au nevoie. La sfârșitul săptămânii am avut și cele trei zile de manifestări culturale dedicate diasporei, dar la care un număr foarte mare de romașcani a fost prezent. Din estimările jandarmeriei au fost peste 6.000 de participanți la aceste evenimente, ceea ce înseamnă că a fost un eveniment reușit, un eveniment care a fost agreat de către romașcani. Am încercat să aducem artiști pentru toate gusturile, pentru toate vârstele și care să fie cât mai atractivi pentru romașcan, dar în același timp să oferim și o diversitate, în sensul în care am adus artiști care fie nu au mai fost de foarte multă vreme la Roman, fie am adus artiști noi, lucruri pe care vom încerca să le facem și în continuare cu ocazia altor evenimente pe care le vom organiza. Și iarăși un lucru care a fost apreciat din discuțiile pe care le-am avut cu romașcanii a fost legat de faptul că am identificat această locație pentru organizarea acestui festival, nemai închizând traficul rutier pe acest segment de drum, și am putut cu toții să luăm parte la acest eveniment. Pe viitor, cred că vom mai organiza evenimente în această zonă și inclusiv, cred că pentru anul nou vom lua în calcul această locație. Depinde doar să vedem în ce măsură vom mai avea posibilitatea să dăm focurile de artificii. În situația în care nu vom identifica o locație de unde să putem da aceste focuri de artificii, atunci scena va fi amplasată tot pe carosabil, pe E85, astfel încât să putem avea și acele jocuri de artificii foarte frumoase de la final de an. Și de asemenea, deja lucrăm împreună cu organizatorul acestor evenimente pentru gândirea amplasării patinoarului începând cu luna decembrie. În paralel cu zilele diasporei, am mai avut un eveniment organizat de o serie de tineri foarte sufletiși, cărora le și mulțumesc pentru inițiativa pe care au avut-o. Este vorba de evenimentul Fit for Life, un eveniment despre o viață activă, o viață sănătoasă, despre a trăi și a te dezvolta armonios. Mă bucură faptul că din ce în ce mai multe inițiative ale tinerilor din Roman sunt primite cu deschidere de Primăria Municipiului Roman. Vreau să o felicit și pe doamna viceprimar care s-a implicat personal în organizarea acestui eveniment și am fost și eu alături de ei atât sâmbătă cât și pe parcursul zilei de ieri la evenimentele organizate. Noi i-am sprijinit cu logistica de care au avut nevoie și vom continua să dăm credit tuturor inițiativelor care promovează lucrurile frumoase pe raza
municipiului Roman. Suntem pe final de lună și începem deja să gândim luna septembrie cu activitățile pe care le avem, chiar în prima săptămână din luna septembrie. Știți foarte bine, organizăm turul întâi al cupei EHF la handbal feminin, acolo unde vom întâlni o formație din Bosnia-Herțegovina. Ambele partide se vor desfășura pe teren propriu. Este vorba de o formație din localitatea Grude, ocazie cu care am invitat și primarul acestei localități, care va participa la primul meci de handbal, care va avea loc pe 8 septembrie și care reprezintă până la urmă debutul în noua ediție a cupelor europene. Duminică 3 august am făcut o adresă la Federație pentru a disputa în Devans etapa 1 din campionatul României în compania formației Handball Club Zalău, pentru a avea timpul necesar să ne pregătim pentru cele două meciuri de cupă europeană. Tot în luna septembrie organizăm un eveniment deosebit. Vom monta o placă aniversară dedicată academicianului Constantin C. Iliescu, fondatorul cardiologiei din România. Pe data de 14 septembrie vom aștepta la Roman peste 20 de personalități de la București. Așteptăm vizita academicianului Bălăceanu Stolnici și de asemenea vizita mai multor medici renumiți de la București, printre care chiar și directorului de la București, de la Institutul Cardiologic din București. Și de asemenea, tot în luna septembrie, spre sfârșitul lunii, vom avea organizată vizionarea filmului Octav, în regia lui Serge Ioan Celibidache, moștenitorul compozitorului Sergiu Celibidache, și, bineînțeles, alți membri ai lungmetrajului Octav, printre care și Marcel Iureș. Și de asemenea vom mai pregăti o serie de alte activități, dar pe care le vom aduce la cunoștința dumneavoastră în timp util. Ne apropiem de final și cu lucrările de reparații la instituțiile de învățământ de pe raza municipiului Roman, astfel încât începutul anului școlar să ne găsească cu condiții bune pentru desfășurarea unui act educațional de calitate. În ceea ce privește lucrările de investiții de pe raza municipiului Roman, suntem în grafic cu lucrările la canalizarea din cartierul Petru Rareș, acolo unde deja am depășit zonele mai delicate în care s-a lucrat. Condițiile au fost foarte dificile, pânza freatică fiind foarte ridicată, am avut foarte des prăbușiri de maluri, dar am început să avansăm, suntem cam în dreptul fundăturii Crișan și deja lucrurile evoluează cu o viteză mai mare, chiar dacă în continuare condițiile de lucru sunt deocamdată încă nefavorabile. De asemenea, și pe strada Eternității am finalizat bordurarea și casetarea locurilor de parcare. Începând din această săptămână se va compacta și vom gândi și o serie de guri de preluare a apelor pluviale suplimentare pentru a evita problemele apelor pluviale din zonă și ulterior se va trece la completare cu balastru, compactare și turnare asfaltului. În paralel deja s-au început lucrările la partea de trotuare, astfel încât să mergem în paralel și cu această investiție. În ceea ce vrește sensul de girație, poarta nord, și acolo lucrurile mai delicate au trecut. Am avut foarte mari probleme legate de instalațiile subterane.
le-am depășit și din această săptămână va începe bordurarea pe cele pe latura dinspre Dedeman, ulterior asfaltarea și configurarea zonei centrale a giratorului, astfel încât, spunem noi, pe la sfârșitul săptămânii deja ar trebui să avem primele zone ale benzilor lărgite deja asfaltate. În ceea ce privește activitatea de la Complexul Sportiv și de Agrement Moldova, am avut încasări în această săptămână de 27.317 lei, fiind 2.584 de persoane care au trecut pragul acestui obiectiv. În ziua de duminică am avut 1.326 de persoane în strand. A mers foarte bine și activitatea de la Foișoare, acolo unde am avut încasat de 1.428 de lei, închiriind un număr de 48 de foișoare. În această săptămână, miercuri, începând cu ora 12, avem și ședința de Consiliu Local, ședința ordinară pentru luna august, unde avem propuse un număr de 15 proiecte de hotărâri pe care le vom supune dezbaterii și aprobării consilierilor locali. Cam acestea au fost informațiile pe care eu am vrut să vi le aduc la cunoștință și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Ce sunt mari probleme la instalațiile subterane? Acolo au trebuit deviate o serie de cabluri aparținând firmelor de internet, telefonie și așa mai departe, cabluri electrice și mai nou era vorba de un rest de conductă de fontă aparținând magistralei de alimentare a orașului. Era un segment pe care am preferat să îl schimbăm pe fontă, tocmai în ideea de a nu avea probleme deosebite pe viitor. Am terminat toate celelalte probleme, deja am turnat toate căminele necesare și deja s-a turnat pe partea dinspre Petrom, s-a turnat și primul strat de asfalt. Pentru că mergeau oamenii în zonă și de se lucra la și... se lucra la rețelele subterane. Eu v-am zis că sunt adeptul lucrărilor făcute de calitate și nu a lucrărilor făcute în viteză. Există și în continuare și în perioada următoare vom relua adresele către operatorii de televiziune și internet pentru a le solicita să își îndeplinească această obligație. Adăpostul de câini, am văzut că există un proiect de hotărâre privind activitatea acestui adăpost. A fost închis, s-a redeschis. Care e situația? De ce a fost închis? Da, acolo a existat o reclamație din partea unei asociații care se ocupă cu adopțiile la distanță. Acea asociație avea cu ceva timp în urmă 55 de câini în adopție la distanță, dar pe care îi ținea în cadrul adăpostului. Eu am avut o discuție cu dumnealor și le-am spus că nu e normal ca un adăpost de 87 de locuri să îl ții blocat cu 3 sferturi din capacitatea sa cu câini adoptați la distanță, dar care nu mai plecau din adăpost. S-a făcut o reclamație la Autoritatea Sanitară Veterinară. A venit o echipă de acolo care a constatat că trebuie făcută o igienizare și problema cea mai mare era legată de achiziționarea unei mașini care să fie special dedicată pentru transportul acestor patrupede. S-a făcut investiția în această autoutilitară și ulterior a fost redeschis adăpostul, nefiind constatate alte neconformități. În momentul de față vreau să vă spun că sâmbătă deja această persoană reprezentând această asociație a ridicat deja 22 de câini din adăpost pentru a fi transportați către destinațiile unde au fost adoptați și mai mult decât atât, în spiritul unei bune colaborări, am stabilit pentru ședința de miercuri să fixăm și o taxă de
adăpost pentru cei care adoptă de la distanță și până la ridicarea acestor patru pede din adăpost, să plătească o taxă. E o taxă modică care acoperă strictul necesar al cheltuielilor care se fac acolo, dar nici nu putem ține adăpostul blocat cu astfel de câini care sunt deja adoptați. Mulțumesc. Nu, în momentul de față nu s-au mai făcut evaluări și nu avem niciun bloc sub această incidență. Sunt făcute de experți. Sunt făcute de experți autorizați. În cazul în care există astfel de situații, trebuie asociațiile de proprietari să ne aducă la cunoștință și ulterior trebuie efectuate expertize, însă trebuie să fie știut faptul că vorbim de proprietăți private care în mod normal trebuie reabilitate și consolidate pe cheltuială proprie, exclus fiind dacă intră într-un program național, așa cum l-am avut pe celălalt, la blocul Titulescu, fost Titulescu 3. Pe Mihai Viteazu, la blocul 13A și 13B, am înțeles că sunt niște probleme, sunt, nu știu, vegetație crescută foarte mult, sunt câini, șerpi. Nu. Acolo vă contrazic. Noi de fiecare dată când efectuăm în zonă tăierea ierbii pe ceea ce privește alimentul stradal, întotdeauna îi rog pe colegii mei între cele două blocuri, 13A și 13B, să intre, să igienizeze și să cosească și acolo iarba. Am văzut și eu o postare pe Facebook, dar care, din punctul meu de vedere, nu are un suport real. Întrucât în urmă cu circa două săptămâni s-a efectuat acolo cosirea ierbii. În fața la profil, sau cerțin blocul care văzduiește și spațiul comercial, cetățenii strâng semnături pentru a înlocui florile din față cu copaci. Ar fi posibil lucrul ăsta? Au nevoie de un da, aștept în condițiile în care vor ajunge aceste semnături, aceste solicitări le vom discuta și dacă este cazul și dacă este posibil, sigur că vom da curs demersurilor. Și o ultimă chestiune, la întâlnirea cu diaspora, am văzut un schimb de replici între dumneavoastră și deputatul Ian Bulai. Dacă au avut o pentă politică, de ce ne-au fost și ceilalți? Nu a avut absolut nicio tentă politică, a fost un eveniment organizat de primărie, la fel cum și dumnealui a avut evenimente organizate prin cabinetul parlamentar și s-a întâlnit cu diaspora. Nu a mai considerat necesar să se mai vadă dumnealui încă o dată și cu diaspora. Mulțumesc. Domnul Gana? Domnul Bulai spunea că nu l-ați invitat niciodată. Și domnul Rotaru spune, la nicio acțiune a primăriei. Deschidere bâlci, deschidere ștran sau alte acțiuni, activități. Și că în mod constant îl invitați doar pe domnul deputat și cu niciun alt senator, deputat sau din zonă. Da. Dumnealui a primit tot sprijinul autorității publice locale de fiecare dată când a avut și unii și alții, când au avut evenimente de organizat în incinta primăriei, au primit locații pentru a-și organiza aceste evenimente și niciodată nu am fost nicio invitat, așa că nu văd unde e supărarea. Eu nu m-am supărat. Eu vreau să vă întreb despre firma care a organizat evenimentul aici din piață, a spus da. Că să vă ocupați de patinoar, spune da. Care este firma? Viobete. Viobete, da. E un acord... Viobete. B-T-I? Da. E din roman? Nu e din roman, e din București, din câte știu eu, și înainte de fiecare eveniment avem un protocol de colaborare care se aprobă prin Consiliul Local. Cred că în luna... iulie, dacă nu mă înșel, la ședința din luna iulie am aprobat acest protocol pentru organizarea Festivalului Diasporei. Da. La zilele municipiului, la fel. Da. De această firmă se va ocupa de acum încolo de organizare?
Cu ei am discutat în acest moment condițiile colaborării și care sunt cele mai avantajoase pentru noi și care ne aduce artiștii pe care îi dorim. A doua chestiune. Cum se numește orașul din Bosnia? Grude? Grude. Grude. Primarul a spus că este invitat aici la primul meci. Da. Atât cât va dori dumnealui să stea. El și-a manifestat intenția de a sta doar la primul meci. Meciurile se desfășoară la diferențe de săptămână? Nu, de o zi una de alta, pentru că le disputăm pe amândouă acasă. A, de o zi. Deci pe 8 și pe 9 septembrie. 8 și 9 septembrie. Bun. Și cu o chestiune ultima și promit. Ați spus că vreți să instalați o placă aniversară în memoria academicianului Constantin Cirilescu. Unde? Pe casa pe care a locuit, este vorba de grădința 2, vis-a-vis de starea civilă. Aici, lângă. Aici, lângă. Am înțeles. Mulțumesc. Domnule primar, puteți să ne dați câteva detalii despre ceea ce s-a întâmplat în satul Olimpic și dacă, având în vedere fenomenele de criminalitate deosebite din vara aceasta, desfășurat pe raza în principiul roman, veți indica atopul să desfășoare ședința la roman pentru a lua un plan complet de măsuri, pentru că starea de infracționalitate este foarte din întâmplarea aceasta a depășit toate orice lumea, culminând cu acest omor din satul. Da, aici, din câte am fost informat, e vorba de un conflict mai vechi. Eu, inițial, după acel conflict, am luat legătura cu Poliția Locală și cu Poliția Națională pentru a organiza o razie în această zonă, pentru a face verificări la persoanele care locuiesc în satul Olimpic. Nu am renunțat la această idee, vom efectua în viitor o astfel de razie. Aici, ce să vă zic, e un eveniment neplăcut care s-a petrecut. Un recidivist care a atacat trei persoane. Din nefericire, una dintre aceste persoane a decedat. Cea de-a doua se află la Iași, dar este în afara oricărui pericol. Iar cea de-a treia, fiind doar ușor rănită, nu a necesitat internare. Agresorul a fost reținut aseară și probabil în cursul zilei de azi va fi prezentat la instanță cu măsura arestului preventiv. În ceea ce privește acest lucru, discuții eu am avut în permanență cu conducerea Poliției Naționale. Problema cea mai mare pe care o reprezintă în acest moment este lipsa personalului suficient cu care să se desfășoare acțiunile atât de prevenție cât și cele de sancționare a faptelor antisociale. E o discuție care nu privește numai municipiul Roman, nu privește numai județul Neamț, ci privește întreaga țară. Din păcate, din câte am înțeles, se cunoaște la minister această problemă a lipsei personalului și sperăm ca la rândul lor guvernanții să ia măsurile necesare pentru a suplimenta personalul din cadrul Poliției Naționale. Care, știți, a avut locul toată vara
Păi, eu zic că în această vară am avut totală deschidere pentru toate inițiativele pe care le-au avut, inclusiv proiectul GROW, inclusiv acesta Fit for Life, inclusiv atunci când am organizat acel picnic în parc, i-am implicat și pe ei. Eu aștept de la ei propuneri, ei trebuie să fie cei mai dinamici în organizarea unor astfel de evenimente și trebuie de asemenea să știe că Primăria Municipiului Roman îi va sprijini mereu. În ceea ce spuneți dumneavoastră legat de Clubul Copiilor, știți foarte bine că acesta ține de Inspectoratul Școlar Județean și pe perioada vacanței este închis. Practic urmează programul. Da. Dacă găsiți înțelegere acolo să-l țină deschis, noi nu avem absolut nicio problemă, susținem întru totul orice inițiativă venită din partea tinerilor. Revenind la lucrările de investiții, dumneavoastră v-ați declarat un dușman al lucrărilor de această calitate în părțiunte. Știu că legislația nu vă permite prea mult, dar totuși ați găsit din plăcere de a gândi o carte neagră a acestor firme care își bat joc de lucrările. Vreau să vă întreb dacă investiția de pe strada Tineretului, din câte știu eu, este încă în garanție. Nu știu ce firmă a făcut-o, dacă ne puteți spune, pentru că nu știu, bătaie de joc și pe dreapta și pe strânga trotuarele, sunt cel puțin 6 locuri în care este ridicat, s-au ridicat pavelele acolo. Da, eu știu unde e strada Tineretului, nu am avut această informație privind denivelările la nivelul pavelelor. Din câte știu, acum că mi-a spus, după operativă voi trimite și vom remedia această situație. Acea lucrare nu mai este în garanție, însă vom remedia noi toate aceste situații. Ce firmă? Imrom. Cum ați spus și dumneavoastră, în măsura în care legislația ne va permite acest lucru, vom ști ce vom avea de făcut. Referitor la evenimentele legate de zilele diaspore, ele au fost destul de interesante, dar foarte multe observații pe Facebook referitoare la faptul că ele ar trebui organizate la începutul lunii august, pentru că deja în sfârșitul lunii august majoritatea s-a întors la muncă. Dacă făceam la începutul lunii august, nu veneau toți acasă și nu reușeau să vadă toți. E un eveniment care s-a organizat în această perioadă. Atunci aveam disponibil și artiștii pe care i-am contractat, pentru care nu vom putea niciodată să-i mulțumim pe toți. Trebuie găsit o soluție pentru a mulțumi cât mai mulți. Mulțumesc și eu.